În vara anului trecut, Oana și Andrei Nicola lăsau în urmă Londra pentru Porumbacul de Jos. Localitatea sibiană a fost locul pe care l-au ales pentru a-și crește copiii și pentru a înființa o fermă de vaci Angus. Cu banii câștigați afară și cu ajutorul fondurilor europene, cei doi tineri sunt încrezători că afacerea lor va fi una de succes. Suntem din Borșa, Maramureș, și ne-am mutat la Sibiu pe marginea Olturii. Avem o fermă de creștere bovine, rasa Angus, și suntem noi agricultori, învățăm și noi multe. Ferma am început să o populăm anul trecut, capacitatea fermei este 400 de capete, deocamdată avem 130 de capete, suntem în populare practic acum și suntem în localitatea Porumbacul de Jos. În 2019 am accesat fonduri europene și în 2022 am finalizat-o. Atunci am început să o populăm, la sfârșitul anului. Și de atunci, distracție pe aici, cu graș. În agricultură avem experiență un an de zile, atât. Pentru noi este un new journey, cum zic englezii, și învățăm în fiecare zi. Înainte de ferma de taurine, niciunul dintre ei nu a activat în agricultură. Andrei Nicola a lucrat în construcții, iar Oana a fost stilistă de păr. În Marea Britanie, ambii au cunoscut succesul și au reușit să-și facă o carieră care i-a ajutat să pună bani deoparte pentru întoarcerea în România. Înainte să ne mutăm în România, m-am ocupat cu hairdressing, stilist. Am lucrat 4 ani de zile în Londra, în Covent Garden. Am ajuns să lucrez acolo, soțul m-a introdus la șeful meu. Eu am renovat salonul și am întrebat dacă are nevoie de staff acolo, de membri. Și atunci așa am ajuns în salon la el. Eu lucram în domeniul construcțiilor. Eram specializat pe interioare comerciale, birouri, fit-out-uri. Și mă ocupam de tot, de la A la Z. De la managerea băieților, la prețuri, la negocieri cu clientul, comandat de materiale, siguranța șantier, contractele, tot. Și salarii câteodată le plăteam. Și am făcut un salon în centrul Londrei, recomandat de altcineva, și el era nou salonul. Era într-o zonă bună și am zis, nu cauți, nu vrei o fată la atuns. Și așa am introdus-o pe ea. De atunci a lucrat acolo, până când a devenit mămică și după aia a stat full-time mămică acasă. Nu... Făceam birouri, am început cu birouri, să renovez birouri. Bine, la început am început să lucrez muncă de jos și manovar, după aceea am crescut repede în grad, că mi-am deschis în timpul facultății, mi-am deschis companie și am început să merg câteva zile la companie, câteva zile la facultate și tot așa. Am avut onoarea să lucrez în ultimii 7 ani doar la proiecte high-end. Am lucrat cu cel mai bun designer din lume, votat 3 ani zile la rând. Am făcut lucrarea pentru Gabriel Handy Farr, să numai designerul. Lucrarea Apparatus în Mayfair este făcută de mine și băieții mei care sunt români. Afacerile mergeau foarte bine în Anglia, încă mai am clienți care mă sună, că mai am nori de Anglia, mai am clienți care mă sună să le fac proiecte, dar noi am renunțat la viața de Anglia pentru familie, am ales familia. Am pus familia, am cătrit lucrurile, că ce mai important, banii sau familia, și am ales familia. Toată familia noastră e aici, în România. Noi trebuie tot timpul să călătorești, de Paști, de Crăciun, numai vii să stai cu familia la masă. Dar de ce să nu fii aici lângă familie? Că banii oricât faci, niciodată nu-ți ajung. Îți cumperi avion, vrei avion mai mare, îți cumperi barcă, vrei barcă mai mare și tot așa. Am avut 2 case la Londra, le-am vândut ca să cumpărăm văcuțele. Astea sunt casele noastre, văcuțele. Dar toată lumea zice că am luat un risc foarte mare, că am renunțat la ce aveam în Londra pentru aici. Da, viața în Londra e frumoasă, faci bani ușor. Dacă muncești și vezi de treabă, faci foarte ușor bani. Ai și de multe dezavantaje. Nu ai familie lângă tine, îmbătrânești, vii acasă, îți vezi părinții bătrâni, bolnavi, cocoșați. Din bătrânețe sau îi vezi că alții lasă prin aziluri sau prin sate, săracii îngheață de frig. Când au revenit în țară, în iunie 2023, ferma de vaci Angus era finalizată. Proiectul a fost demarat în 2019, iar acum exploatația este una în continuă dezvoltare. Am ales Angus pentru că din 2 motive. Unul, hobby-ul meu este gătitul. Mi-mi place foarte mult să gătesc, ăsta e hobby-ul meu. Și îmi place carne de vită și aș face un steakhouse. Asta aș vrea să fac eu, cu burger, cu cărniță. Aș face un steakhouse pe stil cen american. Nu prea sunt în România.
Iar al doilea lucru, am uitat să văd ce rasă de bovine. Este mai rezistentă, mai nu așa pretențioasă. Dacă avem rată de mortalitate de 5%, ei, alte vaci au poate 15%, cele de lapte, dar sunt mai sensibile. Și am ales o vacă care noi credem că, din ce am studiat, că nu am experiență, dar din ce am studiat online, este o vacă destul de puternică genetic, naște singură, rezistă la minus 25 de grade, rezistă și la plus 40 în câmp. Nu avem de mulți, că laptele îl suc viței și de asta am ales-o. Plus că este bună, este în top 10 cărnuri de vită ca și steak, să o servești la grătar. Cei doi tineri soți au aflat repede care sunt provocările vieții de fermier, dar și frumusețile ei. Iar marele avantaj al mutării în România l-au reprezentat libertatea și bucuria de a-și vedea copiii crescând în siguranță. Teoretic am zis să facem fermă, să mâncăm mâncare organică, bio, să ne creștem și niște pui, niște găini, să avem o organice de acasă, cum se zice, și să facem tot organic, să mâncăm sănătos, trăim la țară, copiii mâncăm sănătos. Dar când am ajuns aici, teoria așa a fost, dar practic aici când te lovești realitatea nu e așa ușor. Mie încă mi-e dor de Londra. Da, deci mie încă mi-e dor de Londra. Încă nu pot să-mi o scot din minte. Dar îmi place și aici. Simt libertatea aia și cel puțin pentru copii. Diferența din statul acasă în Anglia, închiș într-o curte foarte micuță, nu se compară cu ce avem aici. În fiecare zi ieșim afară, în fiecare zi putem să venim la văcuțe, putem să mergem la găini, putem să ne jucăm cu cățelușii, pisică. În Anglia nu am avut posibilitatea asta. Lucas, cel mare, are 6 ani, Noah, cel mic, are 3 ani. Iubesc România, să spun așa. Cred că au uitat deja de Anglia și de Londra și își mai aduce cel mare aminte foarte puțin. Cred că-i dor de școală, că acolo a început școala și cred că mai are așa flash-uri de dor, dar nu se compară cu ce trăiește aici. Îi place foarte mult în România. Ei, când mergem la oraș și zicem unde mergem? Mergem la cinema, hai să mergem la cinema, mâncăm popcorn, hai. Și zice, ne zice în engleză, mergem acolo ca și în London, ca și în London, ce oraș, ca și în London, și tot îi spun, mergem la Sibiu, mergem la Sibiu, el tot ca și în London, zic, un pic mai mic ca London. Și da, de la copil mai are, îi dor de Londra, de la cel mare, cel mic nu are nicio treabă, nu menționează nimic de Londra, dar aici ei sunt foarte fericiți în domeniul ăsta, le place foarte mult libertatea asta. Tot timpul explorează, fac ceva, astăzi iar în fiecare zi spărgeau gheață, le plăcea să spargă gheață, mergeau să jucau în zăpadă, vineau la animale, fugeau în casă. Și într-una, el nu e nebunit, copilul mare, a zis, vreau găini, unii când avem găini, vreau coteț cu găini să avem găini. No, și acum construim cotețul, dacă ați văzut la intrare, în dreapta, acum construim un coteț mare cu găini, am pus 100 de ouă la incubator și așteptăm să iasă pui și o să avem găini, cum vrea cel mare. Ferma de Angus, de la Porumbacul de Jos, are propriul abator, iar îngrijirea animalelor respectă reguli stricte, dar are și niște secrete pe care tinerii le-au implementat după ce le-au văzut în exploatații mai mari. Le-am pus muzică clasică, am copiat un model asiatic, japonez. Japonezii la vaca Kobe, care e faimoasă pentru Wagyu, au masaj și muzica merge 24 din 7 merge muzică clasică la văcuțe și călește să relaxeze. Azi de la vaca Kobe, acum sper să meargă și la Angus, nu cred că le încurcă. Dacă nu le place muzica, mai am și manele câteodată, le mai pun. Avem și abator, vrem să facem carnea bio și organică. Suntem în curs de certificare abator, mâncare bio, carne bio. Pentru că noi tot ce le dăm de mâncare, de când le avem, le-am dat numai mâncare bio. Și vrem să ne deschidem un steakhouse în care 4 zile măcar pe săptămână să fie deschis și să vindem cărnița. Nu numai atât, vrem să vină oamenii aici la fermă, cu copii, o zi la fermă, să se joace cu ponei, cu găini,
cu, dacă vrea o, să meargă să-și ia o singur din coteț, să vină aici să dea mâncare la animale, să mănânce o bucată de carne dacă vor la restaurant, dacă nu vor la restaurant să-și cumpere o bucată de carne, să-și ducă acasă, să-și facă singuri. Și cam asta, în direcția asta merge, spre agroturism, asta îi place și ei. Și dacă nu merge către agroturism, nu știu dacă se merită să le, să bagi atâția bani în ele și să le vinzi la o carmangerie care nu te plătește cum ar trebui. Deși cei doi soți s-au adaptat perfect vieții de la țară, nu puțini sunt cei cărora încă nu le vine să creadă că Andrei și Oana au lăsat luxul Londrei pentru ferma de vaci de carne. Tinerii sunt determinați însă să rămână în țară și să își crească copiii acasă, în România, la Porumbacul de Jos.